Bun găsit! Astăzi discutăm despre constipație. Gastroenterologul Lucian Negreanu ne spune care sunt cauzele, cum o putem identifica, dar și care sunt simptomele. Discutăm lucruri importante și despre laxative, dar și cât de mult contează dieta. Așadar, domnule doctor, aș vrea să-mi spuneți care sunt cauzele constipației. Cum identificăm, de fapt, că suntem constipați? E o întrebare jumătate glumă, jumătate serioasă. Definiția constipației, dacă vreți, este și culturală, nu numai o definiție medicală, în sensul că în funcție de dietă și de zona în care trăiești, frecvența scaunilor este diferită. Vin pacienți și ne spun, sunt constipat pentru că nu ies în fiecare zi. Asta nu se încadrează în definiție. Tocmai. Mai puțin de 3 scaune pe săptămână ar putea fi în definiție. Pacienții pot însă să se adreseze și pentru dificultăți în eliminarea scaunului. Dacă este o problemă, se elimină cu dificultate, sunt dureri sau lucruri de genul ăsta, pot fi identificate de pacient ca fiind legate de constipație. Deci, spectrul definiției este destul de larg. Bun, și când ne gândim la cauze, mai comune și mai puțin comune? Gândim statistic în medicină. Dacă ți se adresează un pacient tânăr, evident că algoritmul tău de diagnostic diferă față de un pacient vârstnic, ceea ce, din păcate, pentru gastroenterologi înseamnă 45 de ani. După 45 de ani începem să facem analize mai amănunțite. Deci suntem tineri până în 45, da? Da, se poate spune după ultimele ghiduri, apropo de când să fii mai atent. Sunt boli sistemice care trebuie să excluse, sunt medicamente unele comune care pot să dea constipație, de exemplu antihipertensive, antitusive, lucruri care sunt folosite de mulți oameni și aparent nu își dau seama, dar pot ascunde uneori și patologii mai severe. Poți constata, de exemplu, că sunt boli neurologice, frecvent este un simptom în boala Parkinson. Medicația folosită în boli neurologice poate da constipație. Hipotiroidia se manifestă cu constipația. Dacă nu vorbim de o boală gravă, putem să ne gândim că și dieta este defectuoasă, că de multe ori se întâmplă și asta, mai ales la tineri, nu? Evident că dieta joacă un rol, cum vorbeam, chiar în definiția culturală a acestei patologii. Dieta actuală occidentală, care este adesea foarte procesată și săracă în fibre vegetale, poate să joace un rol, la fel stresul, faptul că stăm foarte mult, dacă sunt sedentari, lipsa activității fizice și așa mai departe, toate pot să concure să ai un intestin mai leneș. Există ceea ce chemăm iarăși un soi de motiv, între ghilimele, cultural. Nu prea te duci la baie și ți inhibi reflexul de defecație, pentru că, din păcate, de multe ori ai probleme, apropo de igiena băilor, de la școală până mai departe. Dacă faci lucrul ăsta suficient de des, poți să inhibi reflexul de defecație. Inhibarea lui pe termen lung poate să conducă la un soi de constipație terminală, care are un tratament specific, biofeedback și metode foarte noi de tratament. Dar există și alimente care ne ajută, nu? Există, iarăși, alimentația bogată în fibre vegetale poate să ajute. O hidratare corectă ajută, activitatea fizică ajută. Și recomandările sunt generale și de dietă și de activitate fizică și după aceea, evident, terapii medicamentoase. Și nu doar laxative sau nu doar laxativele, să zicem, cunoscute de toată lumea. Există medicamente noi, niște reglatoare care merg pe receptorii colonici și care pot pune lucrurile în mișcare. Dar putem apela la anumite laxative înainte să sunăm medicul sau le putem lua așa după ureche? Cred că e bine să discute întotdeauna măcar mai cu sunt medicul, și anumite ceaiuri? Medicul de familie trebuie să fie la curent că există o problemă. Adică întotdeauna, sigur că putem și din păcate există această idee, a luat vecinul nu știu ce medicament, tocmai, e foarte bun. La chestii de constipație ziceam că poate nu se întâmplă nimic grav, dacă când își împrumută medicații cardiologice, antiaritmice, lucrurile poate să meargă prost. Există laxative obișnuite care se vând fără prescripție, dar care pot fi pe termen lung foarte nocive, în sensul că pot determina o disfuncție a intestinului
și agrava constipația pe termen lung. În concluzie, când ar trebui să ne prezentăm la medic în caz că suntem constipați? Pentru că așa ni se întâmplă tuturor, o dată pe an sau o dată la câteva luni, cine știe. Un singur episod nu impune neapărat să te duci să ceri un sfat. Dacă lucrurile trenează, dacă se schimbă obiceiul intestinului, sunt pacienți care constată că s-a schimbat ceva. Dacă mai și slăbesc, dacă sunt simptome de alarmă, dacă există un istoric în familie, e bine să se consulte cu medicul lor. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!